Salut! Sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial am să vă învăț cum să faceți o plantă din origami 3D și planta pe care o vom face astăzi va fi acest cactus care arată așa. Eu zic că arată foarte, foarte drăguț și bineînțeles că puteți scoate cactusul din ghiveci, exact așa. Dacă vreți să fie în permanență aici, puteți să îl și lipiți. Dar eu zic că arată mult mai bine așa și aveți două elemente individuale, aveți ghiveciul și aveți planta în sine, da? pe care bineînțeles o puteți muta în alt mini ghiveci pe care îl veți face în viitor. Dar momentan cam atât și cu introducerea, haideți să trecem și la tutorialul acestui cactus. Ok, pentru a începe acest model vom face 5 perechi verzi și pentru a face o pereche pur și simplu luăm două piese verzi și le conectăm astfel pentru a forma o pereche și facem 5 din acestea în total pe care le conectăm între ele. Și aceasta va fi baza noastră, o bază foarte, foarte mică și fragilă, așa că mare atenție. Și acum vom crește numărul de piese de la 5 la 10. Și pentru a face asta, între oricare două piese vom introduce aici o piesă și o vom ține în loc pentru că nu e atașată de nimic și vom pune deasupra două piese verzi normale. Și acum am adăugat o piesă extra, am crescut numărul de piese cu 1 și repetăm același procedeu până când terminăm rândul. Ok. Și acum vom crește numărul de piese de la 10 la 15. Și procedăm similar, doar că puțin diferit. De data aceasta vom adăuga o piesă normală oriunde dorim noi, apoi introducem o piesă verde între alte două și după aceea punem două piese deasupra. Și apoi vom pune iarăși o piesă normală. Și regula este vom adăuga o piesă normală, apoi vom crește cu o piesă și tot așa până când terminăm rândul. La final va trebui să aveți 15 piese în total în acest rând. Ok, și modelul va arăta așa. Acum vom adăuga încă 10 rânduri normale deasupra. Ok, și modelul va arăta momentan așa. Acum vom adăuga o piesă normală, apoi două piese peste câte trei puncte fiecare, da? Deci, mai întâi, o piesă peste trei puncte, o adăugăm cu foarte mare grijă, apoi adăugăm cea de-a doua piesă peste trei puncte și apoi adăugăm iarăși încă o piesă normală. Și repetăm acest procedeu până când terminăm rândul. La final ne vor rămâne două piese peste câte trei puncte fiecare și le vom aduga ca atare. Și acum vom aduga încă un rând normal deasupra. Ok, și modelul va arăta așa. Punem acest element deoparte și acum vom face o bază de trei piese verzi cu foarte mare atenție deoarece este fragilă și asemănător cu ce am făcut la început, vom crește numărul de piese de la 3 la 6. Așa că adăugăm o piesă verde oriunde dorim noi și deasupra ei vom pune două piese verzi normale și repetăm procedeul până când am terminat rândul. Exact așa. Și acum întoarcem acest mic ansamblu invers și cu foarte mare atenție împingem în jos piesele, astfel încât această mică porțiune de aici să se deschidă exact ca o floare, da? cu foarte, foarte mare atenție ca să nu rupem piesele. Și acum vom adăuga un rând normal deasupra. Ok. Și acum vom adăuga oriunde dorim noi 4 piese verzi normale. Apoi deasupra acestor 4 piese verzi vom adăuga 3 piese verzi. Apoi încă 4 piese verzi deasupra, iar cele din margine, pe cele din margine le vom pune astfel. Apoi vom adăuga 3 piese verzi deasupra. Și apoi vom adăuga 2 piese verzi deasupra acestora, după care Rotim modelul astfel încât să fie în această poziție și cu mare atenție curbăm porțiunea aceasta de aici astfel încât să se facă ca un cot. Da? Ceva de genul acesta. Curbăm cu foarte mare atenție. Și acesta este un braț al cactusului. Bineînțeles că vom face doi, da? exact la fel. Și apoi luăm această porțiune mare de la început, corpul practic. O întoarcem și pe aceasta astfel încât să fie cu baza în sus și lipim brațele undeva în, pe la jumătatea modelului, exact așa, astfel încât să fie totul aliniat, da? astfel încât porțiunea aceasta să fie la dungă cu baza modelului în sine, ceva de genul acesta, și lipim ambele brațe în locaș și cât se lipesc brațele până se usucă lipiciul, putem trece la asamblarea ghiveciului. Ok, pentru a face ghiveciul, vom face o bază de 14 perechi maro și, bineînțeles, luăm două piese maro, le conectăm într o pereche, facem 14 din acestea în total și apoi le conectăm mai întâi în grupuri de câte 7 perechi fiecare. Ok, vom face două grupuri de câte șapte perechi și apoi le conectăm între ele, iar apoi baza noastră va fi gata. Exact așa. Și acum vom adăuga încă trei rânduri maro deasupra. Ok, și prima jumătate a ghiveciului este gata. O punem deoparte și acum vom lua două piese maro și deasupra acestora vom adăuga o piesă maro pe centru, Apoi adăugăm deasupra două piese maro și apoi încă una deasupra pe centru și continuăm să adăugăm piese maro și să le conectăm în acest fel până când obținem un băț suficient de lung pe care apoi îl curbăm într-un cerc și care va cuprinde toată porțiunea aceasta de aici a ghiveciului, da? Va fi ca un inel care va intra pe diametrul ghiveciului, astfel, da? Deci, construiți acest mic băț până când va cuprinde tot diametrul ghiveciului. Ok, și va trebui să arate ceva de genul acesta: și pentru a-l închide, pur și simplu apropiem cele două capete și le conectăm între ele, așa, cu foarte mare atenție și ne asigurăm că toate piesele stau la oaltă și apoi verificăm dacă acest cerc se așează peste ghiveci fără a plezni. Da? Eventual folosiți și lipici la acest pas, însă dacă stă aici în locaș fără mari probleme și vine bine astfel peste cercul care reprezintă ghiveciul, înseamnă că totul este în regulă. Da? mare, mare atenție și, bineînțeles, puteți să îl ajustați în funcție de ghiveciul vostru. Și acum ghiveciul nostru este complet și arată așa, iar acum vom lua cactusul de mai devreme și pur și simplu îl introducem aici în ghiveci cu mare atenție și modelul final va arăta așa. Da? Și arată foarte, foarte bine din câte se poate vedea și, bineînțeles, va fi complet. Și așa va arăta și cactusul nostru la final. A fost un model simplu, foarte rapid de făcut și sper că v-a plăcut și că va ieși și vouă dacă l-ați încercat. Momentan cam atât și cu acest tutorial. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, precum și dacă aveți o problemă cu acest model, ne ezitați să lăsați un comentariu mai jos. Like, share, subscribe. Și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!